Mihai Weber, președintele PSD Gorj, îl face irresponsabil pe ministrul finanțelor Florin Câțu, care a anunțat deficitul de peste 4%. În plus, reducerea supraaccizei la carburanții nu va avea rezultatul scontat de liberali. Deputatul Mihai Weber a precizat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că acțiunile guvernului PNL din ultima lună s-ar traduce printr-o îngrijorare a populației și o împovărare a cetățeanului de rând. Deficitul bugetar a crescut sau a fost anunțat într-un mod nejustificat la peste 4%. În condițiile în care toate guvernele din ultimii ani au reușit să controleze acest deficit și să-l mențină în limita impusă de 3%, sub 3%. Mai mult, reducerea supraaccizei la carburanții nu a avut rezultatul scontat, iar cursul euroleu ar putea atinge cote maxime. Weber îi acuză pe liberali că doar în ultima lună au împrumutat 10 miliarde de lei. Am asistat la anumite acțiuni care s-au dorit a fi în beneficiu populației. Una dintre ele este reducerea supraaccizei la carburanți. Justificarea a fost că va scădea prețul și va crește consumul. În realitate, prețul a crescut. Weber speră ca măcar anumite proiecte începute de PSD să fie continuate, drumul expres Târgu Jiu-Craiova și centura ocolitoare a Târgu Jiului fiind două dintre acestea. Iar proiectul pe care l-am susținut de-a lungul timpului și care îl consider ca o singură variantă de a pune ceva în loc, a dezvolta județul Gorj, este construirea drumului expres Craiova-Târgu Jiu. Acest drum cu siguranță va fi realizat. Mihai Weber a mai vorbit și despre situația CEO și a cerut PNL să găsească soluții pentru ca gigantul energetic să aibă viitor.